Bun găsit la o nouă prezentare despre mijloc de corectare a egoismului. Căutați pe Domnul, toți cei smeriți din țară care împliniți poruncile Lui. Căutați dreptatea, căutați smerenia, poate că veți fi cruțați în ziua mâniei Domnului. În om există o tendință care îl determină să se considere pe sine mai presus de fratele său, să urmărească satisfacerea eu-ului și să caute locurile cele mai înalte, iar adesea acest fapt conduce la bănuieli rele și la cultivarea unui spirit răutăcios. Rânduiala spălării picioarelor, care precede cina Domnului, are rolul de a alunga aceste neînțelegeri, de a smulge omul din egoismul său, de a-l coborâ de pe picioroangele înălțării de sine la umilința inimii care îl va îndemna să slujească fratelui său. Acela care veghează în cer este prezent în această lucrare pentru a o transforma într-o ocazie de cercetare de sine, pentru a aduce convingerea cu privire la păcat și asigurarea binecuvântată a iertării.